Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Doi intelectuali din PSD Vaslui, consilieri, unul consilier județean, unul consilier municipal, s-au luat la bătaie într-un birt. Probabil că o dispută pe studiul ființei creatoare. Subiecte metafizice. Ce ontologie a mătii doriți, bă? Ce urât. Unul dintre intelectualii de la PSD este managerul spitalului din Huș și consilier județean la Vaslui. Bun. Celălalt este regizor la Teatrul Notara și consilier local la Huș. Înțelegi? Deci aici este tensiunea interacțiunii între cei doi. E Notara Huș sau Notara București? Nu, cred că e Notara București. Uh-huh. Nu cred că există Notara Huș. Păi nu știu, asta... Da. Cei doi consilieri, stâlpii societății vasluiene, s-au oprit într-un bar din Huș după evenimentele dedicate zilei de 24 ianuarie. A, stai așa. Și au început să-și tragă pumnii în cap pentru că au continuat să sărbătorească unirea. Au luat o unire mică. Trup și suflet. Mai au unit a doua unire. Ce, mai ai unirea? Da, niște țărai. Și... presupun... Ai cu altul? Cu cava. Ai cu cava. Băi, ce bune erau reclamele alea. Da, bun. Senzațional. Șeful dânșilor de partid și președintele Consiliului Județean, Dumitru Buzatu, la aflarea veștii, a comentat: presupun că nu s-au bătut în calitate de consilieri. Asta spuneam și eu, nu s-au bătut în calitate de oameni politici, ci de intelectuali. Da. După care domnul Buzatu, președintele Consiliului Județean, a mai declarat, citez, eu, zice dânsul, le-am recomandat tuturor să încerce să nu mai practice sportul acesta. Adică să se bată în cârcium, să-și tragă pumnii în cap în cârcium. Asta e sportul la care se referă. Pentru că este un sport foarte complicat și care creează dependență. Băi, n-ai cum. Este... deci în Vaslui, bătaia în cârcium este un sport și care creează dependență. Înțelegi? N-ai cum, băiatule. Nu, mă. Și... cum nu? Cum nu? Nu. Iar, se referă la cum? Să se lase de, de băutură, zic nu eu, mă, că zis... asta e subtilitatea. Da, 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 are dreptate, Luca. Așa este. Lăsați-mă de sportul ăsta, adică de băut, că nu... Și băutul e un sport? Da. O, unde? Da, nu, și la asta se folosește expresia asta. A, am înțeles. Dar oricum ăla care explică glumele, care... Da, 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 da. E sufletul petrecerii. Da. Care creează dependență și care creează probleme pentru viață, care creează probleme și celor care socialmente sunt în legătură cu dânsii. Și poate că și organizații din care fac parte, având în vedere calitatea acestora. Aici care... i-a tras de urechi. Dar i-a amenințat că îi dă afară de-n partid. Norociților. Dacă mai se repetă. Cumva. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.